Bună dimineața la un nou vlog. Astăzi suntem la Alba Iulia. Încep acest vlog de dimineață pentru că sunt destul de dezamăgit de această cazare datorită faptului că nu am știut că în acest weekend va fi un eveniment și toată noaptea asta și-am ascultat muzică. Au bubuit ferestrele și au vibrat pe aici paturile. Nu recomand această cazare în weekend-uri pentru că sunt evenimente și oamenii se distrează până noaptea târziu. Ne îndreptăm către următorul obiectiv, care n-a fost în planul nostru, însă sperăm să-l putem face. Va fi un drum lung și sperăm să apucăm să facem și celelalte obiective pe care le-am propus. Haideți cu noi să vedem unde mergem. Suntem în drum spre Transalpina, acesta este următorul obiectiv. Și aici am găsit un lac, lacul Tău Bistra, dacă nu mă înșel. Așa am văzut pe indicator, sper să nu mă înșel. Este un baraj, este destul de mare. Nu știu cât de bine se vede. Aici este fața barajului, iar aici este spatele barajului, care este foarte înalt, nu știu câți metri are, dar sper să nu pice telefonul. Este foarte, foarte, foarte înalt. Mergem mai sus spre Transalpina și din câte am văzut mai sus este și lacul Oașa, dacă nu mă înșel iarăși. Și mai apoi vedem dacă vremea ne va permite să vizităm puțin Transalpina. Natasha a vrut să ne lase aici, s-a urcat în mașină și a vrut să plece fără noi. S-a plimbat și ea puțin cu mașina și acum vine să ne ia. Ce faci? S-a fost dor să conduci? Da. Ah, am crezut că vrei să pleci fără noi. Dar când conduci tu, nu se mai opresc luminile din spate. Păi eu știu să conduc, de-aia. Păi nu, dacă ne-ai dat, nu s-au mai oprit. A fost ok. I think it's about the... Yeah. We go forward? Am zis bine? Ca să știu dacă pun pe... Ah, hai, pac, am zis bine. Plecăm mai departe și urcăm spre Transalpina. Vreme destul de bună pe Transalpina la acest punct. Acolo încă se mai vede zăpadă. Nu știu mai sus dacă va fi zăpadă pe drum. În momentul de față Transalpina este deschisă, dar am văzut indicatoare că este închisă pe perioada nopții de la ora 6 la ora 8 dimineața. Deci doar ziua se poate circula pe acest drum. Transalpina este drumul cel mai înalt din România. Ajunge la o altitudine de 2145 de metri. Iar bineînțeles că pe perioada iernii acest drum este închis. Ne-am oprit să luăm o gură de aer și o să urcăm puțin mai sus. Cum te simți? Mai bine? Pe barosanul ăsta. Ce faci, mă? Diversi. Îți place? Mm. Bravo. Zi la italienii tăi. Unde ești tu acum? În Fuliraș, unde suntem? Nu, mă, pe Transalpina ești, dar zi în italiană. Io soy, nu știu cum. Io sono. Așa. Și mai departe? Foarte.
Nu vrea să zică. Vă este frig? E puțin mai mult. Suntem în Carpații meridionali. E destul de răcoare aici sus, așa că o să mergem în mașină și o să urcăm mai sus. Vremea este foarte schimbătoare aici pe Transalpina. Suntem aproape de pasul Urdele, unde este cel mai înalt punct. Vom fi la o altitudine de 2145 de metri. Mai sus a fost soare, iar aici, în spatele meu, priviți, este un pic de ceață și este din ce în ce mai intensă. Este foarte, foarte frumos aici. Nu știu dacă se poate bea de aici. Ne bucurăm că vremea încă mai ține cu noi. În sensul că mai putem să vedem și noi ceva și nu s-a pus ceața pe tot drumul. Dar vine spre noi. Vine ceața spre noi. Dar mai apucăm să vedem și noi câte ceva. Mai facem ceva poze și o să urcăm puțin mai sus. Ceața vine destul de repede spre noi. Mergem la mașină din nou și mai urcăm puțin mai sus și apoi vedem dacă o să facem toată Transalpina sau ne întoarcem înapoi către Sebeș. S-a mai înseninat puțin cerul și vremea e mai bună. Acolo încă sunt nori, mai sus este și zăpadă. N-am ales să facem toată Transalpina pentru că trebuia să coborâm pe partea cealaltă a munților, iar noi trebuie să ajungem înapoi la Alba Iulia. Inițial trebuia să vizităm și Salina Turda, dar nu o mai facem de data aceasta. Probabil va trebui să updatăm traseul. Asta este un obiectiv pe care nu l-am programat. Iar acest lucru durează destul de mult să-l faci, pentru că nu poți doar să-l treci așa, pur și simplu, ca și cum ai face un tranzit. Munții sunt foarte frumoși, peisajul este unul foarte liniștit, foarte frumos, zăpadă mai este sus acolo și pe drum mai este undeva zăpadă, dar n-am mai oprit să filmăm acolo. Cerul încă se mai înseninează. Probabil s-ar putea să vină și ploaia, nu știm. Dar o să coborăm și o să vedem ce facem mai departe, pentru că nu știm.
Ca de fiecare dată sunt impresionat de muntele frumos pe care îl pot vizita. Astăzi vremea a ținut cu noi și nu prea, pentru că a fost foarte multă ceață. Cam atât de pe Transalpina. Suntem aproape de vârf. După cum am spus, Transalpina ajunge la o altitudine de 2145 de metri, fiind cel mai înalt drum rutier din România. Ne-am bucurat de vremea frumoasă, de tot ceea ce ne-a oferit natura. O să închid aici acest vlog și până data viitoare, numai bine!